Salut, Tauri! Voi face citirea pentru săptămâna 23-29 ianuarie 2023, o săptămână ceva mai liniștită. Bineînțeles, avem să zicem puțină agitație cu Lilith, dar oricum, pentru fiecare aveți la horoscop, nu Lilith, în Leu, aveți aspectele care pot fi influențate, fiindcă pentru fiecare reprezintă o anumită casă, un anumit domeniu de viață. Să vedem această săptămână pentru voi. Veți primi și horoscopul, dar horoscopul va fi 23-31 ianuarie. Da, o creativitate. Începeți o creativitate care este la început. Deci începeți ceva. Ceva creativ care promite foarte mult. Dar ceilalți admiră creativitatea voastră, dar am putea spune că trebuie să o conduceți genial pentru a primi ceea ce vă doriți la această creativitate. Vom merge mai departe. Voi Deci personalitatea voastră, temperamentul vostru, luați pe persoană fizică o schimbare. Deci vreți să schimbați ceva în viața voastră. Să vă simțiți mai bine, bineînțeles, această schimbare nu o gândiți decât pentru a avea mai multă liniște, pentru a vă simți mai bine, mai comod. Poate că vreți să vă schimbați ținuta sau vreți să vă schimbați, eu știu, o activitate principală sau să începeți să faceți mișcare. Vreți să faceți ceva, deci ceva care să vă aducă o stare de bine. În ceea ce privește fericirea, acest domeniu pentru voi este în așteptare. Aveți o așteptare destul de lungă, să știți, fiindcă doiul de bâte întotdeauna arată o așteptare lungă, o așteptare care dă, cum să spun, trebuie să aveți foarte multă răbdare. Cam acesta ar fi sfatul la acest doi de bâte, să vă păstrați răbdarea pentru această fericire, fiindcă va veni, dar trebuie să aveți răbdare. În ceea ce privește cunoașterea, poate că mergeți la un curs de perfecționare, la un curs de dezvoltare personală, unde veți avea un mentor. Marele preot. Marele preot întotdeauna reprezintă mentorul, cel care ne corectează, cel care vede greșelile noastre imediat și ne atenționează. Cam acesta ar trebui privit acest mare mentor. Poate fi legat și de o călătorie unde aveți nevoie de niște sfaturi, de niște îndrumări. Și acest mentor vă dă aceste sfaturi și trebuie să le urmați. Întotdeauna trebuie să treceți totul prin conștiința voastră. Resursele, loc de muncă, carieră. Aveți aici trei arcane majore. Foarte importante vor fi pentru voi resursele în această săptămână. Poate că unii dintre voi chiar vă schimbați locul de muncă. Sau doriți acest lucru. Aveți totuși Marea Preoteasă. Marea Preoteasă arată o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac sau în scorpion. Aveți semnul lunii aici și luna este specifică pentru aceste două zodii. Deci este într-un aspect benefic. Gândiți-vă la o femeie care are aspecte malefice, dar și aspecte benefice.
dar în primul rând cele malefice, fiindcă ea urmărește întotdeauna să afle secrete. Este singura arcană din tarot care are cunoașterea, care deține, stăpânește cunoașterea, stăpânește secretele celorlalți, pe care le folosește după cum dorește ea. În ceea ce privește locul de muncă, voi vreți să fiți fericiți, vreți să străluciți, vreți să ieșiți în față, să fiți observați de ceilalți sau de șefi, să primiți onoruri, să primiți laude, dar atenționarea este: păstrați această fericire în sanctuarul inimii voastre, fiindcă dacă o arătați prea mult celorlalți, sigur s-ar putea să aveți probleme. În ceea ce privește cariera, vă dați seama că nu este foarte simplu să ajungeți acolo vă doriți, unde vă doriți. Menirea voastră, să vă atingeți această menire. Aveți aici temperanță, cumpătare. Cumpătarea studiază forțele care intră în joc, astfel încât să le țină sub control, astfel încât să poată să controleze o situație dificilă, să poată să își aducă o persoană în puterea ei, în puterea voastră să vă aduceți, sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Să vorbim despre comunicare, contracte, asocieri, căsătorie, procese și relații. În comunicarea voastră, este foarte importantă o femeie cu ascendent zodie sau lună plină în leu. Fie că e partenera de viață, fie că este soră, verișoară, vecină, este o femeie care dă impresia că pentru un bărbat poate să-l protejeze, dar pentru o femeie este o rivală. Este o luptătoare, asta trebuie să remarcați. Și întotdeauna zicem că luptă pentru dreptate, pentru adevăr, încearcă să obțină ceea ce își dorește. Este o persoană foarte aprigă. În relațiile voastre de contracte, parteneriate, procese, asocieri, căsătorie chiar, aveți lacrimi. Poate vorbim de o logodnă, poate vorbim de o iubire pentru unii dintre voi. Lacrimi care sunt ale unei persoane cu ascendentul zodial sau luna plină în pești, vorbim mai repede despre o femeie tânără, înlăcrimată, care poate că vine și se destăinuie vouă, taurilor, sau poate să fie chiar foarte apropiată de voi. În relațiile cu prietenii, cu protectorii, asociații profesionale, vreți să fiți un magician. Vreți să arătați forța voastră de a folosi ideile, gândirea, creativitatea, sentimentele, comunicarea, energia, vitalitatea, dar și bagheta magică pentru a manipula situații sau persoane astfel încât să ajungeți acolo unde vă doriți. Acest magician își atinge scopul chiar dacă, să zicem, nu arată aspecte benefice pentru ceilalți. Pentru el, da. Deci, asta reprezintă atitudinea voastră pe care o aveți în relații. Căminul, familia, schimbarea, transformarea și sacrificiu. Aveți aici în familie un prinț de cupe, un bărbat tânăr cu ascendentul zodia în pești, care călătorește foarte mult, poate fi vorba de partener de viață, poate fi vorba de frate, de copil,
sau de o persoană cu care aveți o relație mai veche din trecut, unde am putea spune că își arată sentimentele. Este o persoană, acest prinț, este o persoană care călătorește foarte mult, dar și cheltuie foarte mult. Și poate să vină la voi să vă ceară bani, taurii. Deci poate să reprezinte acest aspect. Voi parcă vă schimbați. Vreți să arătați iubire, să arătați înțelegere față de ceilalți, să revărsați această iubire în relațiile pe care le aveți cu apropiați sau cu ceilalți. Astfel de cupe. Asta reprezintă această stare de beatitudine, de iubire. În schimb, sacrificiul s-ar părea că este al unei regine de monede, al unei femei în vârstă, cu ascendent zodie sau lună plină în Capricorn, o femeie care are însemnele Capricornului și arată bunăvoința ei față de voi. Poate să reprezintă sacrificiile ei, fiindcă ea întotdeauna creează ceva, realizează niște venituri, chiar dacă nu sunt foarte mari, dar întotdeauna este dispusă să vă ajute, să vi le ofere, să creeze o stare de bine. Acesta este principalul aspect pentru această regină de monede. Sau poate să fie secretul vostru, când știți că nu aveți bani și trebuie să ajutați pe cineva, cum este acest prinț de cupe, s-ar putea să apelați la această regină de monede. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.